Bine v-am regăsit, prieteni! Abordăm astăzi problema dependenței. De ce fac oamenii lucruri despre care știu că sunt dăunătoare, de exemplu? Sau, după cum știm, fiecare suntem conștienți că alcoolul, drogurile sau nicotina îți distrug sănătatea, relațiile, viitorul și îți deviază comportamentul. Cu toate acestea, multe practică ignorându-le consecințele. Ne propunem astăzi o scurtă analiză a modului în care anumite lucruri devin obicei, apoi pun stăpânire peste noi. Cum putem rupe cercul vicios, de exemplu, sau care sunt consecințele? Iată tema care o vom dezbate astăzi împreună cu invitații noștri, Flavius și Laura. Laura are 25 de ani, a locuit pentru 6 ani în Franța și a absolvit Facultatea de Științe Economice. Flavius, absolvent Facultății de Jurnalism, are 23 de ani și este necăsătorit și, apropo, vine din Arad. Bine ați venit! Așadar, vom vorbi astăzi despre dependență, obiceiuri nesănătoase, cu alte cuvinte. O primă întrebare a suna cam așa. Cum se ajunge la dependență? Pentru că nimeni nu plănuiește să devină dependență. Știu eu să fumeze droguri sau să facă tot felul de lucruri care le provoacă dependență. Laura. Deci eu personal cred că la dependență se ajunge prin dorința de a cunoaște mai mult. De a merge mai departe, de a căuta o anumită împlinire. Și cred că asta putem spune că toți și majoritatea tinerilor sunt într-o căutare foarte adâncă a lucrurilor care ne-ar putea împlini. Deci cred că de acolo este pornirea. Practic. E o înlocuire a împlinirii. Oamenii caută să caută împlinirea. Și de multe ori n-au resursele și nu găsesc împlinirea unde trebuie și o caută într-un loc greșit. De fapt, dependențele în sine, dacă vorbim mai ales de dependențele foarte majore, vizibile, drogurile, băutura, fumatul, de fapt, sunt lucruri care îți provoacă o plăcere. De fapt, nu le faci... De fapt, e vorba de plăcerea pe care ți le provoacă ele. Așadar, am putea spune că... dependențele sunt, sau obiceiurile greșite, sau lucrurile de care ești legat și nu poți scăpa, sunt de fapt o cale greșită în încercarea de a-ți găsi o împlinire personală. Cred că se ajunge și prin, se pornește probabil nu direct o persoană care va ajunge la o dependență de droguri, nu va începe direct, ci este o anumită umblare, este mai progresivă, probabil persoana respectivă are anumite probleme în familie, dezechilibre, o lipsă de afecțiune, atunci va începe să caute împlinire în relații, după aceea în alte lucruri și încet, încet va ajunge la o dependență. Laura, știu că ai fost dependentă de droguri pentru o anumită perioadă de timp. Spune-mi, te rog, ce te-a determinat pe tine să recurgi la acest pas de la droguri? Deci, cred că, la fel cum a fost progresiv, nu pot să spun că am fost dependentă majoră, deci încât să... Dar pot să zic că am folosit mai multe feluri de droguri și... de care și ecstasy, dar cred că a fost tocmai căutarea unei împliniri în viață. Cred că eram într-un punct în viața mea în care sufletul meu dorea ceva mai mult și căuta un anumit sens și eram dezamăgită pentru că nu găsisem acel lucru și am recurs la alte mijloace. Flavius? Personal nu pot vorbi de niște dependențe majore. De obicei oamenii când aud cuvântul dependență se gândesc la ceva foarte big, puternic, droguri, alcool, dar cu o dependență majoră nu m-am confruntat, pot zic, foarte mult pe plan personal. Dar dependențele astea micuțe, care obiceiurile mici, care strică viile, spune un cuvânt, tot, cum spunea și Laura, tot din dorința de a face ceva ce să te facă să te simți împlinit. Nu înțelegi de fapt că există o altă cale de a fi împlinit și încerci prin lucrurile mici. Nu știu, poate până și... Hai să vorbim despre, să zicem că, bârfa. Bârfa poate fi, da, o dependență. Să vorbești, exact, de cineva și să o faci în mod regulat, ca pe un obicei, zi de zi, sau când te întâlnești, lucruri pe care îl faci, cum alții se întâlnești și fumează, tu te întâlnești cu alții și bârfești. Exact. E un mod de a satisface ție dorința de a te împlini, de a te simți bine, nu? Și o faci pe spatele altuia. Care este diferența între, știu, o dependență mai mare și o dependență mai mică? Păi nu ar fi nicio diferență. Atât timp cât ești dependent,
Cuvântul dependență în sine, probabil că o să folosim foarte mult cuvântul ăsta astăzi. Cuvântul dependență în sine să nu poți trăiești fără. Așa ar putea să traducem să în mod liber. Te controleze chestia respectivă. Nu poți să zici că există ceva mai mare de care nu poți să trăiești fără sau ceva mai mic de care nu poți dar să trăiești efectele. Fără. Dar efectele. Când vorbești de efecte, lucrurile se schimbă. Dacă vorbești de droguri, băutură, fumat, vorbești de efecte fizice până la urmă. Da, și distrugi trupul tău. Da, și dependența poate afecta și pe cei din jurul nostru? Efectele se pot răsfrânge asupra celor din jurul nostru? Da, sigur. Sigur. Dacă tu, ca și persoană, ești dependentă de droguri, ești tot timpul, nu, să-ți iei doza, nu știu, poate stări de sevraj, că nu ai bani, normal că o să afecteze familia ta, o să afecteze prietenii tăi, ei o să simtă ce se întâmplă cu tine. Dependențele în sine sunt lucruri negative care te afectează numai pe tine și pe ceilalți din jur. Am putea să spunem asta. De cele mai multe ori o persoană nu recunoaște că este dependentă. De unde ne dăm seama că suntem dependenți sau care ar fi semnele? Sau cum se ajunge la dependență, mai precis? Cred că recunoașterea, deci să recunoști că ai o problemă, e primul pas spre, hai să spunem, eliberare, vindecare. Dacă am recunoaște problema noastră, am fi, deja ne dăm seama că avem o problemă, recunoaștem și dorim să o rezolvăm. Dar dacă nu o recunoști și nu-ți dai seama, atunci asta e un pic mai rău. Dar, cred că ar trebui să fii obiectiv cu tine și să ieși un pic, mulți trăim în confuzie și, sau nu vrem să recunoaștem. De multe ori ne creăm propria noastră realitate, trăim în lumea noastră și, nu știu, pentru că asta ne face plăcere. De exemplu, dacă te droghezi. Cred că există momente de luciditate în care îți dai seama că ceea ce faci nu-i bine, că nu poți trăi fără aia, dar cred că în același timp așa de mult te-a prins jocul ăsta, episoadele astea, încât nu vrei să recunoști de fapt că ești dependent. Așa că cred că mai ales că vorbim de dependențele astea majore, cred că nu e ușor pentru oamenii ăștia să știi, să recunoască că am o problemă și să o rezolve. Da, aș vrea să fac o completare. Cred că de multe ori când vorbim de dependență, trebuie să privim și dincolo de ea, la persoana respectivă, pentru că de la dependență până la recunoaștere este o cale lungă. De fapt, o persoană care ajunge dependentă, probabil nici nu va fi interesată să recunoască lucrul ăsta, pentru că este pe o anumită cale și efectiv e prinsă într-un cerc vicios. Și dincolo de această dependență este o anumită rădăcină a problemelor. Deci un anumit lucru care a dus către dependența respectivă. Bun. Și ce ar trebui să facem? Sau să facă acea persoană? Recunoaștere. Recunoaștere, da, deci vorbim. Asta ar fi primul pas. Da. Ar fi primul pas ca persoana să, nu știu, să-și ia un timp să uite în oglindă să spună, mă, eu am o problemă și trebuie să o rezolv cumva. Recunoașterea că recunoașterea, dar apoi soluția pe care să o găsească să rezolve problema, cred că acolo e mai, poate mai mult de discutat. Pentru că e foarte greu pentru oamenii care au coborât așa pe un făgaș, mai vorbim de lucrurile astea care au, nu știu, au un efect asupra trupului, băutură, droguri, lucruri pe care oamenii, tinerii zilele de astăzi, le fac foarte frecvent și le se pare foarte normal. Natural. Deși nu-și dau seama cât de mult efect negativ e. Foarte mulți tineri din ziua de astăzi, mă refer la tinerii creștini, tot mai mulți devin dependenți de lucruri, dacă le putem spune mari, de exemplu drogurile, alcoolul, pornografia. Care ar fi cauza? De ce tinerii creștini aleg astfel de căi? Creștinismul sine ar trebui să-ți ofere adevărul care să te libereze și nu să te lege. Așa că tinerii care se consideră creștini, consideră că au o credință în Dumnezeu, vorbesc de Dumnezeu ca și Trinitate, Iisus Hristos, Duhul Sfânt, Dumnezeu Tatăl, oamenii ăștia nu ar trebui să apeleze la dependență. Și dacă o fac, poate o fac pentru că nu au ajuns la substratul, la adevărul de bază al credinței. Nu? Laura, știu că frecventeai o biserică în momentul când ai început să iei droguri. Exact. Ce s-a întâmplat? Deci pot spune că mergeam în acea biserică și dar nu aveam o relație personală cu Iisus Hristos. Deci nu cred că îl cunoșteam în mod personal, nu cred că înțelegeam de fapt că el vrea să se implice în viața mea, în problemele mele. Și într-adevăr, anturajul și presiunea, circumstanțele au făcut că am recurs foarte, foarte ușor la alte lucruri.
Deci lipsa relației cu Hristos, a unei relații vii cu Hristos, exact, și un anturaj greșit au determinat să iei această decizie. Exact, exact. Bun. Am vorbit acum despre dependențele mari. Într-un fel a atins o dependență mai mică, Flaviu. Totuși, cum rămâne cu aceste obiceiuri sau dependențe mai micuțe, de calculator, știu eu, de tot felul, de televizor și chiar de pornografie sau un alt lucru minor, pe care nu sunt văzute ca așa mari probleme, dar totuși sunt dependențe? Vezi, avem o prejudecată. Lucrurile pe care le vezi le consideri mari, grandioase. Vezi o persoană în șanț că e beată, de-ași mai alcoolică, așa. Vezi o persoană cu venele injectate, cu ochii roșii, e clar, consumă droguri. Sau una care tușește, oh, ce grav. Dar dependențele în sine sunt negative toate, așa că fie că consum droguri sau ești dependent de internet, sau, nu știu, de Messenger, am auzit mai multe discuții pe tema asta. E la fel. Și asta pentru că eu consider că am fost creați ca să trăim liber de orice. Și asta înseamnă adevărată libertate. Și atunci te poți simți împlinit în momentul în care nu ești legat de niciun lucru care să, nu știu, să pună o condiție în calea fericirii tale. Atât timp cât internetul îți ocupă un loc decisiv în viața ta și fără lucrurile nu poți trăi. Cred că e o problemă, e o dependență. Cam asta ar fi... De exemplu, un lucru care aș putea să-l zic și foarte puțin se vorbește, dependența de mâncare. Și mulți, deci e o chestie care, nu, mi se pare mai nenatural să văd o persoană fumând, nu, ca și creștin, decât una care mănâncă. Dar, de fapt, este o dependență. Într-un anumit moment putem să fim dependenți de mâncare, nu neapărat că mâncăm într-un mod care să fie bun pentru noi, ci să depășim pentru satisfacerea anumitor pofte. Și pofta poate să controleze, deci automat devine o dependență. Ok, vă invit să urmărim Părerea Străzii, după care o să ne reîntoarcem în studio. E o stare falsă de euforie care de fapt nu există. Dependență? Poți să aprind o țigară. Cred că e un substitut pentru lipsa lor de ideal. Dependența nu înseamnă decât autodistrugere. A fi robit. E mai mult decât o sclavie de o substanță, este o sclavie de o situație întreagă, de un context. Un soi de tiranie autoimpusă. Tocmai contrarul libertății. Sinucidere? Dependența e o alegere. Sunt dependentă de multe lucruri. De pariuri, din păcate, uite, am revistă la mine. Țigări. De femei. Da, de muzică. De counter, un joc pe calculator. Dependent, eu? No. Cred că e un obicei, undeva între obicei și viciu. E un viciu foarte rău. Nu-și dau seama ce pățesc cu chestia asta. Trebuie să li se explice că nu e bine. Unde se mai pot lăsa alții mai puțin? Le place gestul, probabil. Cred că tinerii fumează pentru că e o modă și li se pare interesant să fie mai interesanți. Și după aceea e un drog. Aveam impresia că-s grozav cu chestia asta. După aia, după anumită vârstă, obișnuința. Plăcere, păi tu obișnuiești. Prietenii, totul se începe de la școală. De acolo se începe fumatul. Abar n-am de stres chestia asta. De exemplu, noi suntem super stresați cu școala și de-aia fumăm. Am văzut la unul la altul și am încercat și eu. Mulți din stres. Eu nu m-am apucat de fumat din stres. Nu mă puteam gândi la nimic altceva decât la țigări. M-am 3-4 pachete de țigări la zi. Am un pachet la 2 zile. Un pachet pe zi. Asta nu se vadă mama, nu? Eu cel puțin la o cafea fumez țigările. Nu fumez așa că îmi place mie să fumez. Așa, cu întrerupere de vreo 40 de ani. Fumam 2 pachete de țigări pe zi. Puteam să rezist fără mâncare, dar fără țigări nu puteam să stau. Obligatoriu trebuia să am țigări, chiar și atunci când cântam. Într-o mână aveam microfonul, în cealaltă aveam țigara. Îmi pare rău, dar degeaba, că cum nu mai pot să-l las, hai. Nu mi-e liniștit dacă nu fumez o țigară. Au fost ani de zile până am reușit să fumez. Am tușit, cred că, o jumătate de oră. Și după am văzut că după 2 săptămâni eu tot nu pot să fumez și la un moment dat credeam că nu o să învăț niciodată. Și am învățat până să-mi dau seama. Nu mă relaxează, nu mă calmează, are și un gust nașpa, dar na, fumez, nu știu de ce. Ascente.
Am văzut așadar opiniile tinerilor. Voi care credeți că este cel mai nesănătos obicei care caracterizează societatea noastră? Laura. Păi cel mai nesănătos obicei cred că ar fi, în primul rând, alcoolul. Foarte mult văd că începe un fel de mod de a trăi. Deci să ieșim, nu ieșim doar ca să stăm la un suc, ci ieșim ca să consumăm și să ne distrăm. Uh-huh. Și împreună cu distracția asociem băutura. Un alt lucru ar fi și relațiile. Deci foarte relațiile greșite care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Pravis. Tot ce are de a face cu, dacă vorbim de lucruri nesănătoase, vorbim pe plan biologic. Care ar fi cel mai, dacă putem face un clasament? Tot ce are de a face cu toxinele e foarte negativ, în primul rând biologic. Nu vorbim de fumat, băutură, droguri, pentru că astea au un efect nu numai asupra psihicului tău, au un efect asupra trupului tău. În timp ele deteriorează organele tale și o să simți acolo peste câțiva ani efectele dependențelor tale. S-ar putea să fie prea târziu atunci. Ce părere aveți despre pornografie? Pornografia e un subiect foarte interesant și asta pentru că odată cu era asta a internetului, știam undeva că, nu vreau să mă înșel, vreau să dau date greșite, dar undeva că 87% din site-urile de pe internet au conținut pornografic. Ceea ce spune foarte mult. Spune foarte mult. Ar fi, vezi, resursa asta ar putea fi folosită într-un mod foarte pozitiv și folosită într-un mod pozitiv. Vorbesc de internet. Nu, uite ce beneficii aduce messengerul, mail-ul, comunici foarte ușor, site-urile bisericilor, nu știu, YouTube-ul, de exemplu. Poate fi o chestie de cultură diversificată, oamenii se pot exprima prin asta. Totuși, faptul că pornografia așa de des întâlnită și tot mai mulți tineri aleg să recurgă la asta, e doar de fapt un semn de alarmă că oamenii nu înțeleg unde să-și găsească adevărata plăcere. Așa cum zice adevărul, de fapt. Da. Cum ziceam la început, fiecare dependență în sine, de fapt, e o cale greșită în căutarea fericirii. Și pornografia, de fapt, e o cale de a te simți bine, de a avea un pic de, nu știu, de relax și așa, de a trăi poate chiar în lumea ta și cel mai des să o faci fără că nu te vede nimeni. Și mulți iau asta ca un joc, ca un fel de joc. Multe nu în seriozitate, adică nu e nimic grav, nu. Foarte ușor avem tendința să estompăm lucrurile. Nu, e doar câteva pahare, doar mă refer la băutură sau doar o chestie, nu e nimica de ce, dar de fapt în sine e. Și totuși aveți cumva părerea că pornografia este un obicei nesănătos care distruge foarte mult din societatea noastră? Da, pentru că vezi, te uiți la pornografie și o privești ca pe un lucru inocent sau așa. Dar o întrebare bună ar fi dacă actorii aceia, eroii filmelor sau ce or fi, dacă ar fi cineva din familia ta, de exemplu, cum i-ai privi? Te-ai bucura? Ar fi ok? Că spui, a, e ok, ei sunt plătiți pentru asta, e un lucru pe care, na. Dacă pui întrebarea asta, nu e un lucru degradant până la urmă. Și apoi, perspectiva noastră asupra părții sexuale pe care Dumnezeu o creat așa de fain și de minunat, să fie în cadrul, se deteriorează. Niciunul din materiale pornografice, nu, femeile sau bărbații nu sunt tratați cu respect, mai ales femeile. Și multe căsnicii din cauza aceasta în societatea de astăzi sunt destrămate. Deja vorbim de un divorț ca ceva fiind foarte normal. Și au o influență foarte mare lucrurile astea, pentru că se denaturează realitatea care Dumnezeu a creat-o, perspectiva divină asupra familiei prin tocmai alte idei, alte. Da. Eventual legat un pic de dependențele sexuale, că putem vorbi și de o dependență sexuală. Pornografia, de fapt, are în spate un alt păcat, care e curvia, îl numește Biblia. Să trăiești cu cineva, să ai relații sexuale cu cineva cu care nu ești căsătorit. Ceea ce Dumnezeu e contrar împotriva acestui lucru. Păcatul în sine, am putea spune că e ăsta. Pentru că pornografia nu te învață la ceva bun. Nu? Nu-i material, nu-i oră de sexologie, de exemplu, să zici că, nu știu, zic și eu. Că e constructiv. Nu e ceva constructiv, e ceva ce te îndeamnă spre ceva, ce Dumnezeu spune, nu, nu-i voie. Adică fie că ți-e place, fie că nu, e un lucru pe care Dumnezeu spune, nu, dacă faci chestia asta, tu, de fapt, păcătuiești. Hai să spunem pe față, lucruri pe care sunt pe față. Și pornografia ca dependență, asta
asta sugerează, asta promovează. Adică poți să fii cu cine vrei, poți să faci cu cine vrei, e foarte ok. Și și rimează. Da. Și nu e așa. Este foarte la mod în ziua de astăzi. Ce-i curios că societatea noastră promovează foarte mult, foarte mult asta și trist și în școli și copii tot mai mici. Oricine poate să cine are acces la internet. Poate ar fi un semnal de alarmă pentru părinții cu copiii de 11, 12, 13 ani. Oricine are acces la internet, îi la un click distanță de a avea acces la lucruri care lui distrug percepția asupra sexului, de exemplu. Ceea ce nu e ok. Deci putem, pornografia e o dependență foarte, foarte rea. Și foarte greu să scap, pentru că am auzit multe mărturii despre asta. Lucruri progresive, ziceam, de totul se întâmplă lent. Nu te trezești dintr-o dată prins în ceva, într-o capcană. Și în momentul în care alunești tot mai jos, e foarte greu să te ridici. Da. Și de obicei apelezi la... Asta e un principiu, ce te satisface azi, te mai satisface mâine. Și tot mai adânc, da. De fapt. Ca o spirală, te duce tot exact. Mai jos. Care... Exact. Și mâine s-ar... Și acum asta merge pe toate dependențele. Și vorbim de pornografie acum. Ce te satisface astăzi, imaginea care te-a satisfăcut astăzi, mâine s-ar putea să nu mai aibă același efect asupra ta. Și cobor tot mai jos. Și în mintea ta se creează conceptul că e ok, că e normal. E normal ca femeia să fie privită ca pe un obiect, nu știu, o privire degradantă a ei. Normal. Asta ar putea fi un efect al dependenței de pornografie, care e foarte, foarte întâlnit, mai întâlnit decât credem noi, mai ales cu era internetului. Ok, haideți să mai urmărim un material. Începe dintr-o joacă. La început omul consideră că este un joc să iei o țigară în gură, este un joc să bei alcool, este un joc să consum droguri, dar aceste jocuri sunt mortale. Prin droguri nu se înțelege numai marihuana, cocaină, heroină, morfină și așa mai departe. Indiferent care ar fi substanța, persoana respectivă care o consumă are nevoie de acel drog, de acel medicament. Resimte nevoia de a-l consuma. E pentru a resimți efectele plăcute, cum ar fi efectul de high în cazul drogurilor, sau pentru a evita efectele neplăcute. A ieși din această capcană a dependenței de droguri și de alcool este aproape un martiriu. Este o luptă pe viață și pe moarte. Este o luptă pe care o dai cu tine însuți. Este o luptă pe care o dai cu lumea nevăzută, cu demonii care te împing și te povățuiesc nevăzut, ca să nu părăsești această cale, pentru că nu poți să scapi singur de această dependență. În general, tinerii care sunt dependenți de droguri, poate o să vă pară curios, sunt niște oameni minunați, sunt oameni sensibili. Vreau să se elimin treaba asta și să mă liniștesc total, să încep o altă viață, să o iau de la zero. Dacă știam de la început și mi-aș fi dat seama, n-aș fi făcut lucrurile astea. Când ești drogat, crezi că ești liber, că faci ceea ce vrei tu, că nu asculți de nimeni, dar de fapt drogurile ți este cel mai rău stăpân, el îți dictează tot ceea ce trebuie să faci. Tinerii trebuie să știe că ei au dreptul și au puterea de a spune nu drogului. Că o să fie cel mai bun tată din lume. În fiecare clip a vieții noastre există o speranță. Iată ne reîntorși în platou. Am văzut așadar care sunt obiceiurile nesănătoase. Cum credeți că ar putea scăpa tinerii de aceste obiceiuri? Care ar fi soluția? Deci, cum ziceam mai devreme, primul pas este recunoaștere, este dorința persoanei de a schimba obiceiurile acestea, de a renunța la dependențe. Apoi, într-adevăr, fiind prins în această dependență, într-un anumit cerc vicios, automat avem nevoie de cineva lângă noi, avem nevoie de oameni și cred că e foarte important ca oamenii să fie gata să întindă o mână de ajutor și... Personal pot să spun că eu am fost binecuvântată să am persoane creștine în jurul meu care m-au acceptat așa cum am fost și m-au ajutat să recunosc anumite dependențe și să fac pași înspre libertate.
și cred că este la orice lucru singurul soluției. Este Iisus Hristos, deci El este calea, adevărul și viața. Deci recunoașterea prietenii creștini, da. Alți pași? E important, cum zicea Laura, când te confrunți cu niște dependențe care au pus amprenta asupra ta și te țin foarte strâns, e cam greu să lupți de unul singur. E foarte bine să ai un suport, ceva care, cu care să poți să vorbești, să spui, uite, cu asta mă confrunt. Și ăsta e un principiu biblic. Fie că ne place, fie că nu, Biblia are de spus câte ceva, cam în fiecare problemă. Undeva stă scris că e bine să te mărturisești, să spui altuia cu ce te confrunți. Și persoana aia o să te susțină, nu numai rugăciune, nu numai faptul că stă aproape, se roagă pentru tine, că tu îți depășești, ci o să fie acolo cu sfaturi, o să fie acolo lângă tine să te ajute, să te întrebe, băi, cum faci? Te-ai mai confruntat cu tentația să te întorci înapoi în lucrul ăla? Așa că e important, cred că e important, poate tinerii care ne urmăresc acum și în mintea lor, cam fiecare când auzim o discuție de genul, deja ne gândim la o chestie cu care noi ne confruntăm și de care vrem să scăpăm. Ar fi bine să ai un suport, cineva care, nu știu, mai matur, o persoană care să te poată ajuta cu sfaturi, cu idei, creativitate până la urmă. Poți să scapi de multe lucrurile astea prin să fii descris prin creativitate. Dumnezeu ne-a dat talentul ăsta. Nu știu, de exemplu, dacă ai o problemă cu internetul, nu? Fii creativ, cumpără-ți un program care nu-ți dă voie să ai acces la site-uri pornografice, există așa ceva. E o chestie de creativitate. E important să ai pe cineva lângă tine, dar nu-i tot. Dincolo de a avea un suport, e bine să te duci la sursa eliberării, care e Dumnezeu, care e Iisus Hristos. Și asta e o chestie pragmatică, e foarte clar. Dincolo de terapie și dezintoxicare și rehab, Dumnezeu te poate libera așa, pentru că El știe din ce ești făcut și Dumnezeu are autoritatea asta să... Și așa cum a făcut-o în viața ta, Laura. Da. Deci oricum, la bază știm că toți ne naștem în păcat și, de fapt, singurul lucru care ne poate libera de păcat este Iisus Hristos. Deci El este Cel care ne liberează. Asta nu înseamnă că în timpul umblării noastre nu vom avea, de exemplu, o persoană care a fost dependentă, de exemplu, de droguri sau având probleme cu alcoolul, ea va mai fi expusă, va fi automat un domeniu în care ea va avea, va fi sensibilă în domeniul respectiv. Dar cel mai principal este perseverența, este să ai privirea țintită asupra scopului vieții, acela de a trăi liber prin Iisus Hristos. Vreau să mai punctez încă ceva. Laura zicea de faptul că Dumnezeu te liberează de păcat și dependența în sine e păcat. Pentru că noi ca și oameni, ca și umanitate, am fost creați de Dumnezeu și cred că toți înțelegem asta și credem în creaționism și ceea ce Dumnezeu ne-a creat. Am fost creați să fim împliniți prin El. E bine, în momentul în care tu îl iei pe Dumnezeu și îl schimbi cu altceva, îl înlocuiești. E păcat. Dependența exact. Care tu în loc să îți cauți împlinire în Dumnezeu, în ceea ce e El, tu îți cauți în altceva, se numește păcat. Și de fapt este un idol, nu? Exact, este o formă de idolatrie. Da, idolatrie. Și Dumnezeu urăște idolatria. Da. Fiecare este robul lucrului de care este stăpânit, este versetul emisiunii de astăzi. Cum îl comentați? Haideți să concluzionăm în jurul acestui verset, tot ce am vorbit până acum. Exact, vorbeam chiar puțin înainte de a ne spune versetul de idolatrie. Deci ești controlat practic de acea chestie, nu mai ai libertatea de a alege sau de a... Practic nu mai ai puterea, ești dominat. În momentul ăla în care ești dominat, ești stăpânit și acolo e problema. Mie nu-mi sună bine cuvântul rob. Nu știu, câți dintre tineri poate să înțeleagă că de fapt, vezi, eu fac ce vreau, cam așa zic ei, adică, dar nu e asta, pentru că în spate sunt consecințe. Acum, dacă nu faci ce vrei, nu? În momentul că devii rob. Exact, tu nu mai ai libertate, chiar dacă ei nu înțeleg asta. Dacă ne-am adâncit un pic, am putea vedea că sunt consecințe spirituale în lumea spirituală. Cred că nu se pune foarte mult accentul despre consecințe și cred că ar fi foarte important să se vorbească despre consecințe, despre alegeri, despre impactul care ele le au asupra vieții noastre și ar trebui, cred că, mult mai mult să vorbească despre consecințe. Bun. Ultima întrebare.
cum putem experimenta libertatea în Hristos? Și cred că ți se potrivește foarte bine întrebarea aceasta, Laura, pentru că tu ai experimentat această libertate. Cum ai experimentat-o tu? Deci pot să spun că totul pornește de la cunoașterea, relația personală cu Dumnezeu, acceptarea iertării în El, și cel mai important lucru este cunoașterea identității noastre ca și copii ai lui Dumnezeu. Și foarte puțin, deși sunt foarte multe biserici, sau cred personal, este părerea mea, că foarte puțin dintre noi cunoaștem cu adevărat cine suntem. Imaginea care o avem despre noi înșine este dată de ceea ce ceilalți spun despre noi, despre ceea ce părinții spun despre noi, nu despre ceea ce spune Hristos despre noi. Și cred că aici este problema, identitate. Și dacă Hristos spune, veți cunoaște adevărul, adevărul vă va elibera, sunteți mai mult decât biritor, sunteți iubiți, sunteți acceptați, trebuie să cunoaștem lucrurile acestea, trebuie să înțelegem că dragostea și imaginea de noi înșine nu este condiționată de ceva, de aspectul exterior sau de ceea ce facem. Da, și nu-i nevoie să apelezi la substitute, nu-i nevoie să apelezi la ceva care îl înlocuiește pe Dumnezeu pentru a fi fericit. Și Dumnezeu poate să facă asta și numai El. Vezi, atâtea exemple din lumea Hollywoodului, nu? Care toată lumea citim foarte bârfele de acolo. Câte exemple nu-s de persoane care poți să spui că au avut tot ce și-au dorit. Au trăit cele mai bine privite din perspectiva lumii dependențe, nu? Droguri, sex, tutun, băutură, toate, deci toate, un calup. Și uite-te la exemple celebre de depresii, de oameni care nu s-au simțit împliniți. Și ăsta e un exemplu foarte bun pentru tinerii care ne urmăresc să înțeleagă că dincolo de dependență și dincolo de plăcerea de o secundă, nu-i nimic. Și poate numai amărăciune și numai... Cred că, de fapt, e foarte important să înțelegi că totul e o minciună. Când privești lucrurile așa, dar mulți dintre tineri sau cei care sunt prinși în dependență se uită la moment, acum, dar nu se gândesc că, de fapt, este o minciună. Nu, este un fals, este ceva temporar. Iată, ne ajung la finalul emisiunii. Mai aveți ceva de adăugat? Știu eu, un mesaj către cei care ne urmăresc și au probleme cu anumite dependență? Cred că... pentru tinerii care ne-au urmărit în timpul ăsta, e important să rămână cu ideea că dependențele sunt negative, dar că consecințe. Au consecințe, la ora asta de consecințe, au consecințe foarte mari. Dar dincolo de consecințe, de fapt, n-ar trebui să le fie frică de consecințe, ci ideea că ei nu caută unde trebuie împlinirea pe care ei o vor. Nu o vor găsi. Și nu o vor găsi niciodată. Și asta poate fi o consecință. Tinerii trebuie să înțeleagă că dependențe, și am vorbit în mare de dependențele astea majore, au un efect negativ, au consecințe, dar există o poartă de scăpare și asta e Dumnezeu. De fapt, e singura poartă de scăpare, e Dumnezeu. Ca un sfat ar fi să caute câteva persoane care sunt mai mature. Mediul evanghelic oferă multe, multe șanse și oportunități în sensul ăsta. Să înțeleagă că nu sunt singure și că există rezolvare și poate să treacă peste și să, nu știu, să spui stop cât mai poți. De multe ori majoritatea accidentelor de mașină se produc pentru că n-au știut când să pună piciorul pe frână. Era prea târziu când s-au mai gândit să pună. Și să fii sincer cu tine însuți, deci este foarte important, depinde și de mediul, foarte mult mediul în care ești, și să fie un mediu deschis, un mediu în care fiecare să poată să spună aproape lui său adevărul. Biblia ne spune, spuneți aproapelui vostru adevărul, și să poată să fie un fel de, de ghilimele, pot să spun, dare de socoteal, un anumit feedback între cei creștini, între tineri în special, și să fie un sprijin reciproc. Practic să ne mădrusim unii altora păcate. Și să ne rugăm unii pentru alții. Laura, Flavi, vă mulțumim mult și vă mai așteptăm pe la noi. Și noi. Așadar, prieteni, am văzut că dependența poate fi și este un zid între noi și Dumnezeu. Emisiunea de astăzi a fost o invitație la libertate. Sunt foarte mulți tineri care consideră libertatea evadarea spre anumite substanțe sau practicarea unor obiceiuri distrugătoare. Adevărata libertate nu este să descoperi că poți fuma sau te poți droga sau poți consuma pagini întregi de pornografie. Libertatea înseamnă să poți spune nu oricărui lucru care ți-ar putea distruge viața, relațiile sau chiar credința. O libertate pe care doar Hristos o poate oferi și chiar o dă cu mână largă tuturor celor care o cer.
Ne reîntâlnim data viitoare. Până atunci, toate cele bune. Fiți ascendenți!